Orice mamă, lumea asta plânge și e greu. Tot așa copile dragă, mă chinui și eu. Mi-e greu că nu pot copile să-ți aleg necazul. Și cu mâna mea încerc să-ți mângâri obrazul. Noștri, de această dată suntem în Victoria cu o surpriză frumoasă pentru doamna Mariana, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea fiului, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să vedem cum va reacționa doamna la această surpriză. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua! Familia Hodorogeanu? Da. Pe doamna Mariana o căutăm. O găsim acasă? Da, sărmână, poftim. O chemați dumneavoastră, aici sunteți, da, nu v-am văzut printre atâția bărbați. Bună ziua și la mulți ani, vă spun eu. La mulți ani. Doamna Mariana, noi suntem echipa surpriză la domiciliu Iași. Astăzi știm că sunteți sărbătorită. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag dumneavoastră. Și am să vă întreb, dacă cum vă bănuiți dumneavoastră ceva? Fata mea? Așa. Florile sunt pentru dumneavoastră. Așa. Mulțumim. Am să vă rog să mă ajutați dumneavoastră să o puneți undeva, așa. Sunt de gol, dar nu contează. Așa. Avem și tortulețul cu la mulți ani. Să știți că venim din partea cuiva drag dumneavoastră. Venim din partea cuiva care și-a dorit astăzi din toată inima să vă sărbătorească. Și pe lângă un la mulți ani, de ziua dumneavoastră, de ziua numelui, și-a dorit din toată inima să vă mulțumească pentru toate eforturile care le-ați făcut. Și chiar dacă este departe și a dorit din toată inima asta să simțiți că sunteți sărbătorite. Noi, înainte de toate, o să vă cântăm un la mulți ani, după care aflăm noi care e complicele principale și dacă ați avut dumneavoastră dreptate. Și este fica, așa cum a spus. Sau poate altcineva astăzi și-a dorit să vă sărbătorească. Mulți ani de iasă, mulți ani de iasă, la mulți ani. Mulți ani de iasă, mulți ani de iasă, la vă spunem. Hai, vine încoace. Mama mea iubită, astăzi am trimis la tine o mică atenție. Mi-ar fi plăcut să vin eu personal, dar distanța nu-mi permite. Să nu fii supărată că voi veni în curând. Îți transmit prin acest intermediu un sincer la mulți ani. Îți doresc un singur lucru important, sănătate, pentru că sănătatea ta este liniștea mea. Știu că nicio persoană nu există sub acest cer care să respire și să trăiască pentru mine precum o faci tu. Doresc ca în ochii tăi să lumineze mereu speranța, iar chipul tău sfânt să nu se întristeze niciodată. Pe lângă un la mulți ani, îți voi spune din nou că ești cea mai puternică, cea mai curajoasă și cea mai răbdătoare. Îmi doresc mult ca îngerul păzitor să aibă grijă de tine, iar eu voi deveni ajutorul lui și te voi încuraja cu grija de care m-ai învățat tu. Fie ca inima ta să nu știe de tristețe și să bată cu bucurie încă mulți ani. Să găsești fericire în orice moment al vieții și să împarți cu noi pentru a o mări. Uneori nu te înțelegeam, dar cu atât cât trec anii și devin tot mai matur, cu atât sunt mai aproape de tine. Vreau să-ți mulțumesc cu sinceritate din toată inima mea. Îți doresc multă, multă sănătate. Să știi că îmi pare foarte rău că nu sunt astăzi lângă tine. Te iubesc mult, mamă, la mulți ani. Cu drag din partea fiului Andrei din Anglia. Da, eu te mulțumesc. La mulți ani vă spunem și noi. Mulțumesc. Să știți că îi pare foarte rău că astăzi nu este aici aproape. Știu. Și vă mulțumesc pentru toate eforturile care le-ați făcut. Iar acum, dacă ați avea cumva să-i spuneți și dumneavoastră ceva fiului, să-i transmiteți ceva. Și să-i mai, că n-am nici cuvinte să-i mai spun, cât de mult îl iubesc și ce-a făcut pentru mine, îl iubesc foarte mult. Și Andrei, să ai grijă, tare mult sunt la tine și te aștept cât de curând să vii acasă. Tare urât pentru tine.
Și să știți că noi pentru dumneavoastră mai avem și o melodie pregătită din partea fiului, care dorește din tot sufletul să o ascultăm împreună. Sănătate multă vă dorim. Cu Doamne ajută să ajungă fiul cât mai curând aici aproape, că asta este cel mai important. Și mulțumesc foarte mult, foarte mult pentru ce a făcut pentru mine. Asta și-a dorit din toată inima, să-și facă prezența aici la sărbătoare și noi tare sperăm că a reușit astăzi să vă sărbătorească. Mulțumesc și doresc multă sănătate și îl așteptăm cât de curând să vină acasă. Și cea mai mică, mai frumos. Și cea mai iubit dintre toți. Da, e cea mai mic din toți. Mezinul.